Bună ziua! Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit la un nou roboajutor. Imediat o să vedem dacă mai accept, dacă mai sunt persoane doritoare să intre. Și după aceea putem începe discuția în legătură cu problemele sau întrebările pe care le aveți în legătură cu roboții și concursul. Bun, bănuiesc că putem începe. Imediat a mai venit o cerere. Bun. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bun. Haideți să vedem. Haideți să începem. Cine ar dori, cine ar avea o primă întrebare? Voiam să vă întreb dacă, pentru finală la robotul Inspiro. Cum așa. Se face finala? Cum se va face finala? Da. Păi în principiu, cum este videoclipul, cum este piciul filmat pentru... cum l-ai văzut pe YouTube? Ai urmărit piciul acela de pe YouTube? Da. Așa, cum este pentru Miro, în care se prezintă roboțelul, vă prezentați și voi și după aceea se cronometrează, așa este și în cazul Inspiro, tu vei prezenta roboțelul, vei prezenta componentele și după aceea îl vei pune în funcțiune pentru a vedea cum funcționează. Ok? Și dacă funcționează cum trebuie, conform planului pe care l-ai avut. În ce sens, cu ce funcționează, care dintre, că am văzut că sunt mai multe tipuri de... Păi, de exemplu, uite, zice că ai roboțelul, l-ai făcut să ude florile, da? Știți că la Inspiro aveți posibilitatea la această probă, se numește... proba de robotică creativă, da? Aici aveți posibilitatea de a alege mai multe funcționalități pentru roboțelul Inspiro. Bănuiesc că ați văzut în momentul în care ați achiziționat acest roboțel sau ați primit kitul, cei care l-au, ați văzut că în pachet sunt mai multe componente, da, decât aveați voi nevoie. Este adevărat? Da. Deci... Și până la urmă, dacă nu avem toate componentele și îl prezentăm... Cum adică nu ai toate componentele? Ce adică înseamnă? Dacă nu le montăm pe toate. Dacă face același lucru, nu este o problemă. Adică dacă faci scopul pe care ai propus să l-ai avut pentru a construi acest roboțel și își îndeplinește scopul, da, e foarte bine. Și cu mai puține componente. Ideea e că noi v-am dat un plan de bază, o idee de bază, efectiv aceasta cu datul unei plante. Da? Voi puteți, de exemplu, să faceți altceva cu roboțelul respectiv. Un dozator pentru mâncare de animale care se elibereze la un anumit timp sau să-i mai adăugați voi un senzor care să elibereze în momentul în care detectează mișcare, să elibereze o anumită cantitate de mâncare și așa mai departe. Înțelegi? Adică puteai să folosiți roboțelul în mai multe scopuri, să-l faci să aibă altă funcționalitate decât aceasta de a uda florile. Ceva, un lucru util în casă, o sarcină utilă în viața de zi cu zi. Înțelegi? Da. Deci nu e o problemă, poți face cum ai spus și tu. Poți să folosești și mai puține piese, dar... Dacă tot ai acel video explicativ și acele lecții explicative, da, poți construi și cu piesele care apar acolo. Nu e o problemă neapărat.
Dar dacă vrei să-l personalizezi în felul acesta, poți. Nu. Nu se pune Vreau nimic. să vă mai întreb, dacă nu am o echipă, cum ar trebui să completez formularul? Completezi doar numele tău. Doar numele tău. Nu e obligatoriu că să aveți o echipă. Ok? Completezi doar numele tău în formularul respectiv. Aș avea și eu o întrebare. Da? Mulțumesc, la revedere! Cu Sunt plăcere. în echipă cu Andreea Șoei și ea prezent aici și Da? avem tot roboțelul în Spiro și suntem la lecția 6, unde trebuie să o dăm floarea în funcție de umiditate. Dacă este sub 450 să pompeze apă și dacă trece să nu mai pompeze. Da, se va opri Da. pompare. Problema noastră e că schema, totul arată ca și în schema finală de acolo. Da. Și când umiditatea este sub 450, nu pompează apa. Și am observat și că nu se aprind luminițele modulului releu. Ok, bun. Ai posibilitatea de a-mi arăta acest lucru? Da, să pornesc camera. Da. Ok, acum. Luminițele de pe... Ia, stai să vedem. Să știi că nu te mai aud. Da, scuze, eram pe mut. Așa. Oare așa se vede dacă apropii de camera? Se vede ecranul imediat. O să dau eu pin pentru a vedea mai mare. Bun. Așa. Îmi spui ce componentă vrei să-ți arăt. Vreau să le văd în principiu pe toate, să mi le arăți mai în detaliu, pentru că nu se vede foarte okay, bine. Okay. Bun. Momentan, roboțelul nu este conectat la curent. Nu, nu este conectat. Nu are bateriile puse, ok. Ai putea să le conectezi? Da, îl conectez acum. Ai verificat cablarea? Da, e ok. Bun, sunt introduse bine cablurile în breadboard, da? În general, da. Să nu plece problema de la breadboard de acolo. L-am conectat. Acum este umiditatea minus 223. Minus? Ok. Da. Tocmai a sărit la 603, 262. Ok. Oare e ok să fluctueze așa de mult? Unde este senzorul acum? E pe masă. Stă în aceeași poziție. Ok. Bun. Da, nu se vede ceea ce e pe ecran. Ia, arată-mi un pic unde e conectat senzorul. Dar trebuie să fie două LED-uri verzi. Acolo. Așa. E asta mică albastră? Da. Nu, e, nu văd nimic. Ia, ai un pahar de apă sau ceva în apropiere? Da, cred că am. Așa. Așa, bun. Și dacă poți introduce senzorul. Îl introduc acum. Așa. Umiditate 725, 416. Bun. Ai încercat să reglezi de acolo, uite, pe acea bucățică pe care ți-am menționat-o mai devreme, ai un potențiometru, vezi? E ca în formă de da. Plus acolo pentru șurubelniță? Da. Încearcă să modifici de acolo, să vezi dacă reușești să schimbi, dacă reușești să se aprindă LED-urile. Acelea. Sunt două LED-uri, le vezi? Sunt verzi, de culoare verde. Nu știu dacă se văd când este oprit roboțelul. Da, cred că le văd. Da, acelea ar trebui să se aprindă. Spre acei patru pini, oare? Da. Trebuie să fie. Da. Ok, stai că iau șurubelnița acum și... Ok, dai ușor în toate părțile, mai testezi, da? Poți să ștergi da, și da. Senzorul ca să... fie să te asiguri că este uscat. Bun, și după aceea okay. Mă anunț, da? Mă anunț, da. Eu mai au câteva Merci. Întrebări. Cu drag. Bun, altcineva între timp?
Da, eu aș avea o problemă la roboțelul Miro. L-am asamblat și nu aș fi vrut să mă apuc de programare, dar când pornesc bateriile, singura care se aprinde luminița este la plăcuța aceasta. Și în rest, nu. De singura luminiță care se aprinde. Bun. Îmi poți arăta puțin? Ia. Stai așa. Bun. Deci, avem în felul următor. E introdus cablul acela acolo. Cablul de sus. Unde este băgat cel în mufa de 4? Este băgat la margine sau... Este băgat, pinul liber este spre exterior. Nu, pinul liber trebuie să fie spre interior. Așa, mai întâi oprește-l. Bun. O să-l mut imediat. L-am mutat. Da, acum se aprinde. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Am și eu o întrebare. Da, Șerban? Da. Cum vă doresc să zic, Serban sau Justin? Justin. Justin, ok. Da? Codul pentru robotul Miro este în lecții pe Da. GitLab sau trebuie să-l facem noi? Da, nu. Aveți un cod de bază de la care puteți pleca. Este un cod prestabilit. Imediat, o să-ți dau un share screen. Ca să-ți arăt mai exact unde îl poți găsi. Bun. Deci pe platforma, chiar pe platforma robo.nestle.tech, da? Da. Bun. Ai aici, te-ai conectat că aveți conturi, bun. Dacă te vei duce la bibliotecă, da? Vezi unde am apăsat. Aici vei avea asamblare și programare robot Miro. Bun. Dacă apăs pe această săgețică, mi se vor deschide toate lecțiile pentru roboțelul Miro, de care am eu nevoie. Bun, am unboxing, testare și așa mai departe. Construirea. Bun. Traseul. Am cod pentru avansați. Vezi aici unde scrie cod pentru avansați? Bun. Aici apăs pe săgețica albastră. Mă Salut, va Mihal. duce în lecție. Bun. După ce m-a introdus în lecție Ioana, am să-i scriu da. Primul cod care va apărea este codul pentru avansat, numărul 1, da? Care va folosi ecranul LED, LCD, senzorul ultrasonic, farurile și așa mai departe. Bun, nu ne interesează la line follower acest cod însă și va face și plăcuța să cânte. Ne interesează al doilea cod, acesta fiind cod line follower, de la pasul cu numărul 2, da? Da. Imediat că am mai auzit o cerere. Bun. Cod line follower, da? Apasă click aici pentru a descărca al doilea cod avansat. Bun. După ce am apăs click aici, îmi va descărca codul, da? Îl voi accesa. Și după ce când îi dau dublu click, mi-l va deschide direct, da? Și ăsta este codul de bază de la care voi puteți pleca, da? Deci, de la acest cod voi puteți pleca, da? Aici puteți să modificați, astea sunt 3 cazuri, da? Pe care roboțelul le va întâlni pe parcursul traseului. Le va îndeplini și le va schimba între ele. Bun. Acesta este momentul în care merge înainte. Se vede început motorul 1 cu direcție înainte, viteză de 50. Început motor 2 înainte, viteză 50. Da? Bun. Deci îți poți da seama că toate acestea sunt create pe același principiu și aici la fel, și aici la fel, și aici la fel. Doar că vitezele diferă, da? În cazurile respective, vitezele diferă. Voi puteți să vă jucați cu aceste viteze, da? Sub variabila înainte scrie 50. Aceasta e viteză.
sub înainte scrie 0. Aceasta e viteza pentru motorul 2 în cazul minusul. În cazul 1, viteza pentru motorul 1 este 0. Tot în cazul 1, pentru motorul 2 este 50. Da? Da. Bun. Deci, ești lămurit? Da, mulțumesc. Bun, cu plăcere. Bună seara, am și eu o problemă. Bună seara, imediat. Robotul meu Miro, când îl pornesc, nu se învârt roțile, se facă traseul și nu știu ce problemă are. Ok, bun. Deci, în momentul în care l-ai construit, bănuiesc că l-ai făcut după schemele de pe platformă, da? Și camera. Bun, hai să vedem, ia. În punct puteți vedea, se merge, dar că nu se duce înainte, stă pe loc. Păi înseamnă că e ceva montat acolo de desubt. Ai pus cumva, are banda de LED-uri montată? Da. Nu trebuia montată banda de LED-uri. Anul acesta banda de LED-uri nu se mai montează și probabil, posibil dacă te uiți sub el, el stă acum pe banda de LED-uri. Nu stă. Păi atunci n-are de ce, adică el să nu meargă în momentul în care se învârt roțile. De exemplu, când am pus ceva greutate pe el, în spatele bateriei, adică aici, s-a dus drept în față. Doar că dacă nu am nimica, nu se învârte, stă pe loc. Da, este o posibilitate. Fie să nu fie strânse șuruburile de la motor și care sunt unde sunt prinse pe șasiu, în partea exterioară, da? Și motorașele se ridice roțile în momentul în care vine greutate pe ele. Fie sunt senzorii prea jos montați. Senzorii ating pământul, adică stă în senzori. Păi atunci încearcă să schimbi cum sunt așezați senzorii. Ridică-i un pic mai sus. Că nu trebuie să se tărască pe jos. Adică trebuie să fie cât, este indicat să fie cât mai aproape de sol, dar să nu stea să se proptească în ei. Ok, deci modifică un pic poziționarea lor, da? Și revii cu detalii, da? Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Bun, altcineva? Eu am revenit. Așa, David, da? Mi-ai spus să rotez de potențiometrul acela. Ok. Și nu s-a aprins niciun LED. Nu s-a aprins nici dacă ai introdus LED-ul în ăsta, senzorul în... în, cum se numește, în recipientul cu apă, nu? Asta n-am încercat. Acum încerc. Asta ți-am zis. Încearcă okay. În momentul în care faci chestia asta, să ai și o cârpă sau ceva cu care să ștergi senzorul, să-l introduci, îl mai scoți, mai reglezi un pic, iar îl introduci, iar îl ștergi, iar reglezi un pic și vezi cum funcționează, da? Da, da. Bun, bun. Altcineva între timp? Voiam să vă mai zic, eu sunt în echipă cu David, da. Că noi am testat componentele separat, adică le-am testat înainte să facem lipiturile, am pus cablurile în acele suporturi de plastic din placa Arduino și da. Ele mergeau, circuitul mergea, doar că atunci când am introdus ecranul LCD și am făcut lipiturile, nu a mai mers niciun beculeț, nici de la senzor, nici de la releu. Aici am înțeles. O să vreau să verificați atunci, că urma să întreb asta după ce verificam senzorul. O să vreau să vă uitați când ați lipit să nu fie o lipitură să unească doi pini sau așa mai departe, pentru că poate să creeze un scurt. Okay. Deci și să nu fie unite. De aceea și ziceam pașii respectiv că ați văzut că vă punea să exersați cu pistonul de lipit. Nu trebuie foarte mult fluidor pentru că se pot lipi între ei pinii și de aceea. Și chiar de la chestia aceea poate să fie. Și oare trebuie să lipim toți pinii chiar dacă nu punem un fir în el? Da, toți pinii se lipesc. Da. Da. Ok, mulțumim.
Cu plăcere. Deci și să aveți grijă să nu, să aveți grijă cu acel ciocan de lipit. Bănuiesc că aveți peste 15 ani, nu? Sau în jur de 15? Da, avem peste 15 ani. Okay. Am lipit de multe ori placa, deoarece pica foarte ușor acel fludor. Da, da, da. De aceasta a fost partea cea mai grea. Da, 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 am înțeles. Ideea e că trebuie să aveți grijă cu acele lipituri și să fiți atenți să vă iasă bine. Și să nu se atingă una de cealaltă. Da? Da, mulțumim mult. Bine, să fiți atenți acolo și dacă vedeți că tot nu funcționează, puteți să o luați și de la capăt, adică să încercați să o scoateți și să vedeți dacă puteți să o lipiți bine, dar asta de-abia după ce lipiți toți spinii, că înțeleg că dacă m-ai întrebat chestia asta, nu i-aveți pe toți lipiți. I-am avut pe toți lipiți, doar că ne gândeam că dacă o să, dacă mai pică vreunul, noi i-am lipit pe toți de mai multe ori chiar, fiindcă picau foarte des. Da. Și ne gândeam că dacă îi îndepărtăm pe cei din apropiere, am avea mai mult loc și ne-am asigurat că stau acolo mai bine și că nu se unesc, că nu se lipesc acele, nu se ating acele lipituri. Da, nu prea funcționează așa, da, în cazul acesta. Da, mulțumim mult. Deci, m-am zis, încercați, că s-ar putea să facă scurt cu acel, cu LCD-ul, dacă a zis voi când l-ați lipit. Ok? Și da, în cazul în care, în cazul în care tot nu merge și după ce încearcă colegul tău acum, deci mă anunți, David, da? Acum următoarea dată, mă anunți. O să vedem și s-ar putea să trăiască să facem, să facem un tichet. Și mai am o rugăminte la toți de la RoboAjutor. Bun, am așteptat să fie mai multă lume. În momentul în care faceți tichete sau eu vă zic să faceți tichete, de obicei vă spun să fiți detaliați în tichetele respective, deoarece colegii mei, poate chiar ați trimis înainte, să zicem că ați trimis un tichet, vă spune, intră la RoboAjutor pentru a vedea colegul nostru pe video ceea ce se întâmplă, da? Așa primiți foarte mult și veniți și îmi spuneți. Bun. În momentul în care eu mă uit și vă cer să-mi arătați cu cameră și așa mai departe, constat problema, dacă pot să o rezolv cu cea mai mare plăcere, dacă nu, eu urmează să vă trimit tot la ei pentru a rezolva problema, pentru a încerca ei să o rezolve în continuare, doar că și ei au nevoie de detalii. Mi s-a spus că au primit după RoboAjutorul de săptămâna trecută tichet, am fost trimis de la RoboAjutor să dau am fost pus de la RoboAjutor să dau tichet sau ceva de genul. Ei nu au cum să-și dea seama. Așa că de acum încolo, când vă spun să dați tichet, aceste RoboAjutoare sunt înregistrate. Puteți să vă uitați la ceas, la cât m-ați, la ce oră m-ați întrebat și puteți să puneți în tichet detaliile despre problema voastră, că trebuie foarte detaliat. Ceea ce îmi spuneți mie trebuie să știe și ei. Și în general ce detalii vă mai dau eu, puteți să le notați și pe acelea, concluziile la care am ajuns. Bun, iar în momentul în care scrieți tichetul, puteți să spuneți, am vorbit la ora 6:23, deoarece pe înregistrare o să fie la minutul 23 sau 6:24 și la minutul 24. Bun, și atunci știm cu toții ce se întâmplă și care este problema și să încercăm să rezolvăm cât mai eficient problemele, da? Bine, vă mulțumesc mult. Haideți să vedem în continuare. Cine mai are... Aș mai avea... Haideți să o lăsăm pe Constanța și după aceea tu, Alexandru, da? Bine, noi avem o problemă când deschidem Mixly, dacă poți să vă arăt ce mesaj ne apare. Da, cu siguranță. Nu știu dacă se vede ceva sau nu s-a încărcat încă, nu știu. Nu, n-a pornit încă share-ul. O să vă anunț eu când pornește. Nici acum. Nici acum nu a pornit, sau puțin nu-l văd eu.
Acum se pornește. Da, s-a pornit cerul, să știți. Da, deci nu știu dacă vedeți. Se vede oare mesajul? Da. Lipsește un fișier din... cel mai probabil lipsește un fișier din... de acolo. Ok, dați ok. Și vreau să, să vă duceți unde l-ați descărcat, fișierul pe care l-ați descărcat, în care este Mixly-ul, mai exact. Da. Așa. Imediat dublu click pe Mixly 1.0. Da. Încercați să introduceți fișierul acela Mixly, să-l băgați înapoi în... Bun, și acum încercați să-l deschideți. Nu știu ce se întâmplă, că se tot învârte, acum nu se mai deschide. Da, ideea e că lipsea un fișier. Așa de momentul... Și eu am vrut la un moment dat să... Am scos Mixly-ul din fișier și nu mi se mai deschidea, de la fel. Că s-a corupt fișierul și așa mai departe. Acum văd că nu se mai deschide. Da. Nu știu ce s-a întâmplat. Dați click dreapta pe el. Am dat click dreapta și executare ca, executare ca administrator. Numai puțin. Cred că se deschide. Cred că se deschide acum. Da. Da, se va deschide, dar mai greu. E posibil să greu. Procesul și share screen-ul, că se mișca puțin mai... Probabil. Și mai este o problemă, că aici la comuri... Da. Acum văd că mi-a apărut 4, dar de obicei nu mi-apare nimic. Chiar dacă am și mouse și tastatură conectate, nu mi-apare absolut niciun com. În general, deși am verificat. Așteptați aici, dați... Device manager? Da, se permite accesul. Se permite? Da. Ok. Da. În general, la această aplicație trebuie permisiuni, deoarece... ia uneori... Nu știu dacă ați văzut când ați descărcat-o, că spune că nu prezintă siguranță sau ceva de genul. Ea, da. Ea are, uitați acolo în stânga, că are niște caractere, vedeți, în altă limbă și așa mai departe. Da. Antivirusul le percepe foarte, foarte greșit pe acelea. Și, în general, antivirusul face problemă. Acum văd că vă apare COM4. Aveți roboțelul conectat la calculator? Nu, că nu este, nu l-am la mine, am numai mouse-ul. Cred că ăsta mi-e COM4 mouse-ul. Ok, dar e bine că apare COM-ul acum. Da, dar sunt perioade în care nu mi-apare deloc, deși am verificat în Device Manager, deci toate sunt ok, nu e nicio problemă și cu toate astea nu mi-apare comul. Da, pe mine m-a interesat dacă va apărea roboțelul, dar dacă nu-l aveți acum, o să am rugămintea să încercați până data viitoare la următorul roboajutor, dacă puteți să intrați. Și să-mi spuneți dacă persistă problema aceasta, să nu vă apară comul, pentru că în cazul acesta vă voi da eu un driver să-l puteți instala în cazul în care nu apare. Ok? Ok. Bun. Bine. Mulțumesc. Cu drag. Oare pot să vă pun o întrebare? Da, Alexandru, da. Deci, am observat că... de exemplu, pompa mea la roboțelul Inspiro începe să se încălzească foarte tare atunci când e în funcțiune și nu pompează deloc. Și am verificat și bateriile, cum ar veni, bateriile sunt în regulă. Ok, deci pompa se încălzește, dar firele sale se încălzesc? Firele, da. Se încălzesc și firele. Ok. Și asta îți făcea de când ai testat prima dată componentele sau? Nu, de curând, acum, nu știu, o săptămână maxim. Dar becurile se aprind pe roboțel? Pe circuit, da. Nu se aprind. Nu se aprind. Ai făcut lipiturile cu ecranul și tu? Da.
Și te-ai asigurat să nu fie pinii lipiți da, între ele? Da, le-am făcut mai multe ori și m-am asigurat și nu sunt lipite între ele. Ai posibilitatea de a-mi porni și mie videoclip? Da, camera. Da, sigur. Sigur, sigur. Oare ce vrei să vă arăt? Vreau să văd acolo la lipituri. Am eu CD-ul pus. Să scoți CD-ul, să vă arăt? Nu. Vreau să văd la lipituri acolo, dacă poți apropia mai mult. Da, sigur. Da, nu prea. Stai să dau pin la video. Da. Deci spui că nu ți se aprinde nimic pe el. Cablarea e verificat-o, nu? Da, am verificat-o și e bună. Și nici LCD-ul nu se aprinde, nu? Ba da, LCD-ul se aprinde. Și îți afișează umiditatea de la senzor? Da, o afișează. Și o afișează corect? Adică dacă îl introduci într-un... Da. Da? Da. Acum ce umiditate ai, de exemplu? Acum, nu știu, am 118 okay. Și e pe nasă. Ok, deci ar trebui să pompeze apă. Pompa? Acum e caldă pompa ta, de exemplu? Pompa în momentul acesta nu este. Că trebuie cuplată și atunci când e cuplată se încălzește și nu funcționează. De exemplu, acum conectorii sunt conectați și nu funcționează. Și începe să se încălzească puțin, încet, încet. Ok. Bine, nici nu prea îmi pot da seama de cablare de acolo, nu este foarte clar. Dacă poți apropia breadboard-ul puțin? Breadboard-ul, desigur. Ușor. Așa. E conectat, bun. Cablul MOV unde duce? Acela mai MOV. Cablul MOV conduce la stânga, la modulul releu. Așa. Bun. Și cablul celălalt duce în mijloc sau unde? Da, în mijloc. Bun. Văd că la tine stau aprinse LED-urile acelea verzi. Da, stă unul dintre ele aprinsă. Ai încercat să introduci senzorul și într-un pahar de apă? Da, am încercat. Și crește umiditatea? Da, crește de la 100, cât este acum? De la 121 crește până la 180 sau așa ceva. Doar până la 180? Ia introdu-l. Da, să-ți... Da, acum este 192. 192. Da, acum a ieșit din apă. Nu știu dacă se poate vedea, 176, 180, cam așa. Ok, deci partea aceea funcționează corect, doar că e chestie. Bine, ar fi trebuit să afișeze o umiditate mai mare. Da, nu știu de ce, dar deodată nu mai funcționa cum trebuie și în loc să arate, că în general arăta 400 în apă și vreo 300 așa uscat, okay. Dar nu știu de ce, dintr-o dată pur și simplu a început să arate 100 sau chiar cu minus. De exemplu, acum nu știu de ce arată cu minus. Vezi să nu fie... Ia încercă să mai miști cablurile acolo. Ia încercă să miști cablurile așa în spate, să încerci să fie prinse bine. Văd că sunt prinse destul de bine, nu văd să fie vreo problemă. Nu se modifică nimic, nu? Nu, nimic. Bun, păi atunci o să am rugămintea să faci un tichet în legătură cu pompa aceea, că se încălzește, da? Bine. Și ți-am spus, în tichet... Să spui exact problema, da? Ce ai discutat și cu mine, ce mi-ai spus, ce mi-ai adus la cunoștință. Spui
pe la... Că, cum te numești, adică o să se vadă în tichet. Și nu mai știu la cât am început să vorbim. Cred că pe la și... Acum vreo... Și... Acum jumătate de oră. Nu, acum vreo 6 minute. Acum, da, vreo 5 minute. 5-6 minute, da, pe la 6.30. Bănuiesc. Și... menționez și minutul, da? În, și spui că ai fost la RoboAjutor și ai discutat și că ai prezentat acolo și problema. Da, ideea este că n-ar trebui să se încălzească chiar atât de rău pompița. Adică se încălzea la un moment dat, dar ai zis că și cablurile, nu? Da, puțin și mai ales, de exemplu, în breadboard am pus acele, cum a venit... Acei pini. Da, și aceea se încălzesc. Da, aceea se introduc. Da, și cablurile, și pini, și pompa. Bun. Și o să vedem ce răspuns primești pentru acea pompă, da? Dar ea a funcționat până înainte? Da, a funcționat. A funcționat. Da, da. Ok, să menționez și chestia asta, da? Bine. Ok, Alexandru. Să-mi și eu. Da, Filip? Bună seara. Da, imediat. Filip, după aceea vă iau pe rând. Da, Filip, mă auzi? Deci, la exercițiile cu senzorii de linie... Așa. La urmările liniei cu un singur motor, am observat că... După ce scriu codul și roboțelul este conectat la calculator, când îl pun pe linie, nu merge în slalom cum ar trebui. Păi nu face slalom. Face un mic... Face o mică... un mic zigzag, da? Pentru că el încearcă să redreseze în momentul în care simte linia, dar... Nu face exact ca atunci când e cu cei doi senzori, dar el, ideea este, el merge în față după linie? El merge în față, dar nu urmărește linia. Nu urmărește linia? Nu. Până acum ai încărcat codul de la InFollower cu ambii senzori? Nu, l-am încărcat doar pe cel cu senzorul stâng. Doar pe cel cu senzorul stâng, ok, bun. Ai roboțelul construit deja, da? Și terminat, bănuiesc, da? E la mine încărcat. Programul îmi este deschis. Bun. În bară. Bun. Deci ai construit roboțelul. Da. În momentul în care pui mâinile sub senzor, ce se întâmplă sub unul dintre senzori, dacă e pornit roboțelul? Păi, dacă îl țin în aer și pun mâna sub unul din senzori, așa, la senzorul stâng se aprinde un beculeț albastru și la fel și la senzorul drept. Pe mine mă interesează ce fac roțile. A, roțile. Da. Ia, încearcă să-l pornești și să-l pui aici, să-l văd și eu la cameră, dacă poți. Așa. Hai să-l pornim. Deci roțile funcționează, bun. Și punem mâna sub senzor, mai aproape de senzor. Nu se modifică nimic la nicio roată? Nu, doar la senzor, se prindă niște beculețe. Bun, o să am rugămintea să încerci să pui codul pentru ambii senzori. Să-l pui pe codul de la InFollower ăla de bază, pe care l-am arătat eu mai devreme, ăla de la cod pentru avansați. Da? Da. Și să vezi dacă faci atunci bine, dacă în momentul în care acoperi un senzor, dacă se oprește roata, da? Da. Deci să încarci codul acela, da? Da. Codul pentru avansat, la InFollower, la pasul cu numărul 2, îl găsești, da? Da. Îl descarci, selectezi comul. Da? Da, com 4, adică nu? Depinde în ce port bagi în laptop, da, sau în calculator, da? E com 4. Cum îți poți da seama cel mai ușor dacă ai mai multe comuri? Îl bagi, vezi câte comuri ai
și îl scoți și vezi ce cum dispare. Da? Da, eu am mai încărcat codul de 2-3 ori pe robot și pe cod 4 îmi dădea upload success. Că pentru com 1, com 2 și com 3 făceam 10 încercări și zicea că... Da, 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 păi alea nu erau, erau ceva, erau mouse, tastatură probabil, nu erau dispozitive. Da. Bun, deci așa verifici, da? Dacă scoți roboțelul sau dacă le introduci, vezi ce com apare, da? Stai cu lista aia de comuri deschisă, da? Și îți dai seama mai ușor ce com e. Bun, și să încerci chestia asta, mă anunți, da? Faci în minutele astea care urmează, te rog? Da, o fac. Așa, mulțumesc mult. Bun, hai să vedem. Andrei, oare pot să spun? Sunt David. Da, David. Deci, mișcând de potențiometru, am văzut că senzorul de umiditate dădea valori din ce în ce mai exacte și mai... Adică... De aceea l-am pus... La ce mă așteptam eu să dea. Așa, și în legătură cu lipiturile de fludor, ele nu se ating între ele, totul e ok. Da. Am lipit o spinii și tot nu s-au prins LED-urile power și dual-LED, am văzut că se numesc. Deci tot nu s-au prins. Dar ai zis că senzorul a început să-ți dea valori mai exacte. Da. Cu potențiometrul. Da. Bun. Alexandru, poți încerca și tu aceasta cu potențiometrul, că nu m-am gândit la tine. Da, la tine și... Nu, stai, nu, Alex. Alexandru, tu aveai problemă cu Enspiro? Da, da. A, așa. Poți încerca și tu cu potențiometrul din unde e conectat senzorul de umiditate. Da? Ai acel pătrățel. Cub mic albastru. Da, am văzut. Și să vezi dacă se întâmplă ceva cu pompa. Poate, nu știu, încercăm toate variantele posibile ca să... Da? Bine, dar dacă nu, rămâne valabilă chestia cu tichetul, da? Și ții minte ce ți-am zis. Bun. Așa, da, încearcă și așa. Bun. Domnul Constantin? Bună seara! În primul rând, felicitări pentru ceea ce faceți. Este incredibil că puteți să ajutați atât de mulți copii. Mulțumesc și mai puțin copii. Da, e foarte fain. Am o mică problemă la echipa mea, la roboțelul Miro, cel de început, merge totul foarte bine cu o singură excepție, și anume, din plăcuța de alimentare scoate către un motor 2,2V și motorul respectiv funcționează perfect, și către celălalt motor scoate 3,7V sau 3,8. Mai exact spre motorul din dreapta? De obicei spre motorul din stânga. Și în momentul când scoate 3,7, am observat că trebuie să-i dau un mic input ca să înceapă să meargă. Ceea ce nu e deloc ok, pentru că tot timpul trage stânga cum ar veni, că nu-i funcționează roata corect. Și încerc să mă gândesc, este vreo problemă cu voltajul? N-ar trebui să fie amândouă voltajele să fie egale? Am testat cu o grămadă de motorașe din aceste galbene care mai aveam noi și la toate funcționează cu aceeași problemă. La 3,7 se blochează motorașul. Da, da, se mai întâmplă. Se întâmplă în unele cazuri. Ideea e că nu se poate transmite exact același voltaj. Nu se poate face acest lucru. Nu știu, e posibil de la plăcuță să pornească, să dea voltajul acesta. Ideea este că acest lucru se poate rezolva prin intermediul codului. Și am rezolvat la mai multe persoane prin intermediul codului. În momentul în care roata din stânga are nevoie de impuls, că de aceea m-am gândit că... Dar e posibil, în momentul în care primește, chiar dacă primește voltaj mai mare, motorașul din stânga a spus că primește voltaj mai mare? Corect. Ok. S-ar putea să se încălzească și de aceea să intre un fel de sistem de protecție. Nu știu sigur, că în mod normal dacă primește voltaj mai mare trebuie să aibă mai multă putere. Corect. Ideea este, dar în momentul dacă s-ar încălzi, ideea e că știți că piesele merg mai greu dacă se încălzește, dacă se încălzesc, ca la calculatoare, de exemplu. Ideea e că el n-apucă să se încălzească.
inițial eu credeam că nu scoate deloc și până când am scos multimetrul să văd ce se întâmplă și am văzut că totul funcționează perfect doar cu această diferență, că scoate prea mult. Am citit pentru că există un sistem de protecție la motoare, în special la aceste motorașe galbene care au acolo o grămadă de pinioane, da, să nu funcționeze în anumite condiții. Și bănuiesc că de acolo ar putea să fie problema. Da, sau s-ar putea să primească voltaj prea mare decât necesită și de aceea să-l dea un pic peste cap. Da, ideea este că asta se poate rezolva prin intermediul codului. Trebuie, ați văzut cum am prezentat codul mai devreme, acela cu codul de bază, da, imediat stați să încerc să dau un share screen. Ok, bănuiesc că îmi puteți vedea ecranul. Bun. Corect. Aici vă puteți modifica aici. Asta este cazul default în care roboțelul merge înainte. Bun. În momentul în care îl țineți ridicat roboțelul, eu știu că nu se oprește roata respectivă. Doar dacă îl puneți jos are problema aceea cu opritul. Dacă îl țineți în aer, bănuiesc că nu se oprește, nu are nevoie de impuls. Ba da, și în aer se oprește. Și în aer, dar puteți vedea să dați o viteză aici, de exemplu, de 0 la unul dintre motoare, să vă dați seama care motor e din stânga, care motor e din dreapta. Bun. În momentul în care ați aflat dacă 1 e din stânga sau 2 e din stânga, de exemplu, da? Da. Puteți să puneți, să zicem, o să luăm în cazul acesta la noi, în tot codul ăsta, să zicem că motorul 1 este motorul din stânga, da? Bun. Da. O să pun o viteză puțin mai mare pentru motorul din stânga. Ok. De exemplu, pot să-i pun, nu exagerat, un 60 să văd cum funcționează, dacă mai are nevoie de impulsul respectiv, dacă merge cât de cât drept. Nu e neapărat nevoie să meargă perfect drept, să-l face, să încercați la câte 1, câte 2, puteți să faceți și chestia aceasta, dar ideea e că el trebuie măcar să țină cât de cât o direcție acolo, așa că puteți încerca un 60, un 62, 63, nu știu exact. Ok, o să ne jucăm cu el. Da, și puteți modifica aici și în cazul minus 1 și în cazul 1 puteți încerca acest lucru. Uh-huh. Dacă nici în acest caz nu se modifică situația, puteți încerca să dați un ticket dacă nici așa nu reușiți. Și să spuneți că ați măsurat, ați văzut. În general, au mai fost lucruri de genul, adică am mai întâlnit la robot ajutor, dar după ce au modificat și au pus o viteză puțin mai măricică la motorul care avea nevoie de acel impuls, problema s-a rezolvat. A trecut de la sine. Am mai avut cazuri în care s-a mai inversat polaritatea motorului, adică a început să funcționeze, dacă îi dădeam funcția înainte, se ducea înapoi sau așa mai departe. Bine, depinde că acolo e vorba și dacă schimbăm, uneori și dacă schimbăm cablurile, se pot schimba polaritățile și funcționează invers. Da, eu am făcut schimb de cabluri, tocmai să văd dacă... Că le-am luat pe eliminare. Ok, e problemă la motor? Nu e. E problemă la cablu? Nu e. E problemă la placă? Ok. Se pare că de la placă, după care, dar face sens ceea ce ziceți și o să încercăm așa să vedem. Da, e posibil neavând nici sistemul acela de protecție, nici să nu poată să trimită, să primească același voltaj. Asta este... Am încercat să punem niște rezistențe, să mai scădem voltajul, dar până la urmă puteți, nu funcționa. Puteți încerca din partea aceasta de cod. Adică eu asta vă propun. Și reveniți cu un feedback, puteți reveni dacă este și mai am o scurtă întrebare și cu asta vă las. Da? Am văzut pe robot, în momentul când l-am finalizat, ne-am dat seama, doamne, dar sunt o grămadă de componente pe care în acest moment la line follower nu avem nevoie. De senzorii ultrasonici, de
display, mai sunt vreo două LED-uri pe aici. Mă rog, n-am mai pus placa aia cu multe LED-uri. Da. Până la urmă, doar pentru partea de line follower, trebuie să punem tot bagajul sau avem nevoie doar de... În general se construiește complet, de, până acum se punea și banda de LED-uri, că de aceea întrebați noastră, se punea și banda de LED-uri, dar s-a scos anul acesta, deoarece unii copii aveau traseul, na, mutându-ne în online și primind videoclipuri și așa mai departe, poate la unii nu puneau pe suprafață complet dreaptă și se bloca în banda aia de LED-uri și copiii, dacă era în instrucțiuni, trebuia montată. Ideea e că se pot face modificări pe șasiu, dar componentele ar trebui să fie prezente pentru că s-ar putea să dea eroare în momentul funcționării robotului dacă scoatem din, din componente. Corect. Ideea este că a mai fost o probă înainte, era o probă de sumo când era fizic. Și ajutau și celelalte componente, adică puteai să participi cu Miro și fizic și la proba de sumo. Era o, o probă în care erau puși doi roboții în același cerc și se împingeau în așa, erau programați și se împingeau în așa fel să vadă care iese primul din cerc. Era o probă care se făcea mai mult fizic, de aceea s-a renunțat la ea în momentul în care am trecut pe partea aceasta online. Poate o să revenim în momentul în care o să scăpăm. Și pentru aceea erau componentele respective. Dacă ați văzut mai devreme de unde am luat codul acela line follower, era primul cod. Cod pentru avansați se numea. Pasul 1, cod pentru avansați. Acela era, folosește și senzorul ultrasonic și ecranul LCD și farurile și plăcuța Arduino cântă o melodie și așa mai departe. Deci se pot juca copiii și cu acel, și cu acel cod și cu celelalte componente ale roboțelului să vadă cum funcționează și așa mai departe. Super! Da. Vă mulțumesc mult de tot! Aș mai avea și eu o întrebare. Imediat. Stai să ascult întrebarea Dariei, Filip, și după aceea revin la roboțelul tău. Da, la fluxul 3 era un cod de testare care trebuia introdus și mie îmi dă upload failed. Ai selectat comul potrivit? Da, și am încercat, am și mutat robotul în mai multe porturi USB de pe laptop. Dar îți dispare comul de acolo în momentul în care îl muți și îți apare? Da, dispare și mi-apare altul când îl mut. Ok, bun. Și... îmi poți da și mie un share screen să văd ce eroare îți dă? Imediat. Se vede? Imediat, ia să vedem. Da, se vede. Stai așa să... că aveam eu pin pe colegul tău. Bună seara. Deci este comul 5. Da, acum da. Ia, apasă pe comuri. Deci ai doar un singur com, nu? Acolo. Da. Așa, și mai apasă o dată upload ca să văd ce apare sau apare direct. Nu, că ajunge aici și de aici încearcă de 10 ori și după apare upload failed. Ca să vezi, Oana, ce am ajuns, dacă nu ne mai întâlnim. Bun, văd deja că... problem is not responding. Da. Ideea care este? O să vreau să... înainte de a... trimite tichet, că va trebui să trimiți un tichet. O să vreau să verifici cablarea roboțelului. Da? Să te uiți din nou pe schemele acelea și să te asiguri că e cablat cum trebuie. Da? Parcă la început tu ai avut când era introdus firul de 3 în comul de 4 cu pinul
spre exterior? Da. Așa, bun. O să am rugămintea să introduci, să verifici cablarea, da? Bun. Uh-huh. Poți încerca să scoți acel cablu și să încerci, ia încearcă să scoți cablul, acela pe care l-ai băgat ăla cu 4. Da, opresc. Oprești roboțelul, da, scoate-l și de la calculator. Așa, scoate cablul acela, introdu, te rog, cum se numește, cablul la calculator acum și la plăcuța Arduino. Da, așa, du-te pe mix înapoi și dă-i upload acum. Vă mulțumim. Nu, nu, nu e cazul, nu e cazul. A, mix. Ia, încearcă acum să pui cablul la cablul la loc. Îl scoate înainte din laptop robotul. Da, 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 scoate-l. Și încearcă să pui cablul la loc și să rămână pinul liber spre interior. Da. Așa. Ia vezi acum, dacă îi dai start, dacă îl pornești, dacă pornești bateriile, switch-ul de pe baterii. Se aprinde ca la, cum s-ar aprinde de obicei, ca la început. Ok, ce cod era băgat aici? Ce cod a introdus? Era un cod test de la fluxul 3, care ar fi trebuit să-l pună în mișcare. Încărcare program. Mai dai un pic acolo. Ăsta? Da, acesta era. Să meargă pe linie cu performanțele minime pentru a vedea cum se încarcă codul pe miro, apasă pe următorul linie. Și acum roțile nu se învârt, nu? Nu, acum nu. O să am rugămintea să încerci codul pentru avansați, să treci direct să-l încarci acela cu line follower. Mm-hmm. Yeah. Să vedem, e posibil, pentru că a fost conectat greșit, să se fie ars modulul drive. Înțelegi? Da, și în acest caz ce se poate face? În acest caz poți da un tichet să menționezi acest lucru și cu detaliile și cu minutul de la roboajutor și să vezi ce răspuns îți dau și colegii mei, da? Da. Bine. Bun atunci. Bine, vă mulțumesc. Cu plăcere. Filip, ai reușit? Da. Ia zi, cum e? Bine, se oprește o rată. Se oprește? Da. Ai traseul construit? Da. La. Ăla vechi sau pe ăsta nou? Pe ăsta nou. Așa. Pe amândouă. Și l-ai testat? L-ai încercat pe traseu? Da, pe cel nou. Și merge? Da. Când detectează linia, se oprește o roată. Da, merge pe traseu? Merge înainte? Nu, se oprește o roată și începe să se rotească în cerc. Că ea rămâne oprită până când ridic robotul în aer și nu mai detectează linia. Ah, ok, bun. Ideea care este? Pe mine mă interesează. Se învârt ambele roți la început? În momentul în care pornești roboțelul, ia arată-mi-l puțin la cameră, te rog. Așa. Ia pornește-mi-l. Ia dă-i un impuls roții respective. A pornit? Da, amândouă. Ai auzit ce am vorbit cu domnul de mai devreme? Da, să-i dați o... Să-i dai o viteză. Viteză mai mare. Vezi că și la tine e tot la fel motorașul stâng care merge mai încet? Care trebuie impulsul? Da. E aceeași chestie, e diferența aceea de voltaj, da? Deci o să te rog să-i modifici din
din viteza aceea din cod, da? Ai văzut unde trebuie? Sub fiecare înainte este viteză, da? Da, înainte. Da. Sub fiecare înainte există o viteză, 50 sau 0 în cazul nostru la codul de bază, da? Da. Tu mai întâi o să trească să-ți dai seama care e motorașul 1, adică dacă motorașul 1 e din stânga și da. Sau dacă e din dreapta. Și cum poți face asta? Modifici la default acolo. La default ce faci? Ia uite-te la codul default. Ce scrie acolo? Ce viteze ai? E ultimul. La default? Da. E ultimul caz, cazul default. Ai cazul minus 1, cazul 1 și cazul default. Da. Da. Ce viteze sunt acolo, la ultim? Păi, la primul înainte este 50 și la al doilea înainte este 50. Așa, deci acolo merge roboțelul drept, da? Ăla e cazul în care merge drept. Știi cum îți dai seama dacă motorașul 1 e din stânga sau dacă e din dreapta? Nu. Îi poți da acolo o viteză, de exemplu, îi poți da 0 la unul dintre ele, da? Și vezi, da. Vezi ce motor nu pornește. Dacă e chiar da. Ăla de nu pornește de obicei și vezi că ei da și impuls și tot nu pornește, înseamnă că ăla e motorul 1, da? Da. Așa, bun. Foarte bine. Și așa îți dai seama și modifici, pui la motorașul ăla de merge, el mai are nevoie de impulsul acela, îi pui o viteză un pic mai mare, da? Da. Poți intra săptămâna viitoare la RoboAjutor să-mi aduci un feedback, să-mi aduci un răspuns pentru cum te-ai descurcat și cum a mers? Da, doar că nu o să intru chiar la fix, pentru că nu e problemă, am un curs fix. Care se termină la ora 6 și o să intru pe la vreo 20, cam așa. Da, Filip, nu e problemă. Oricum aici la RoboAjutor toată lumea poate să intre, să adreseze doar o singură întrebare scurtă. Dacă are treabă, poate ieși, adică nu e cu prezență, nu e cu nimic. Doar să vă lămuriți voi problemele și curiozitățile, da? Adică dacă ți-ai pus întrebarea, poți să ieși, adică nu te ține nimeni. Da? Da. Așa, bun. Poți intra la orice oră dorești tu, când ai nevoie. Eu îți voi da accept, cum am mai dat. Și la robotul Technicus am făcut legăturile. Mai are cineva vreo întrebare? Că ne apropiem de final, de da. Fapt. Da. Așa. Și eu aș avea o întrebare. La revedere. Okay. La revedere. Bun. Da, domnul Câmpean. Da, am construit și noi roboțelul Miro, eu cu fiul meu. Da. De fapt el l-a construit, nu eu. Așa, și cred că avem o problemă similară cu cea a Dariei. Din ce am văzut aici, e exact același comportament. Și noi am avut, cum îi zice, cablul ăla care vine de la hub-ul drive. Da. Să scot background-ul ăsta, că nu. La plăcuță pus greșit inițial, că l-am pus prima dată cu cel mai în stânga decât, adică l-am început din cel mai în stânga pin și nu a mers și după aceea l-am mutat și l-am pus cum mergea. Și tot așa nu-mi face upload la cod dacă cablul respectiv e conectat, dar dacă îl scot face upload, după aceea pornește roboțelul. Dar nu mișcă, nu învârte roțile, nu se întâmplă nimic, doar că se văd, adică pe LCD afișează, senzorii par să pornească. Da, am în regulă, în rest, înțeles. Cu excepția senzorului ăsta de distanță, nici ăsta nu. Acela nu e programat, în codul acesta de la Infalor nu este folosit senzorul de distanță. Dar și nici nu se pornește. Am înțeles. Ideea care este că ar trebui și dumneavoastră să dați un tichet. Tot la fel s-ar putea, după ce mi-ați explicat, tot așa să se fi întâmplat ceva la modulul drive, la plăcuța aceea din spate, care primea curent ea și plăcuța Arduino nu se pornea. Bănuiesc că nici la dumneavoastră nu se pornea plăcuța Arduino înainte să fie băgată. Nu se pornea și făcea, l-am măsurat atunci cu un multimetru și fluctua foarte tare tensiunea. Da, prindea numai hub-ul de drive și plăcuța nu se pornea.
E posibil și o să am rugămintea să spuneți detaliile acestea și la ce concluzie ați ajuns. Am vorbit în jur de și un minut, 71 minute, am început, puteți să spuneți și minutul din video, deci o oră și un minut, cam așa, la video de la Robo Ajutor, să menționați în tichet. Și vedeți ce răspuns vă dau și colegii mei, oricum o să-i anunț cam ce am avut la acest Robo Ajutor și să vedem ce răspuns vă dau și ei. Ok? Ok, în regulă. Mulțumesc. Mai iau întrebarea Andrei, de la... Andrei, poți reveni la mine? Ți-am scris și mesaj. Da, urma să răspund imediat la mesaje. Mai am de la domnul Adrian întrebarea și după aceea o să mă uit și în cele din chat și o să încheiem acest Robo Ajutor după ce răspund și la cele din chat. Da, Adrian. Bună seara, la mine nu merge pompa deloc. Vă pot arăta și pe cameră dacă vă doriți. Ok, bun, deci aceeași chestie ca la David. Senzorul și pompa nu, chiar dacă conectez bateriile, senzorul bag în apă, nu merge. Nu merge pompa deloc. Stai, trebuie să fie scos din apă ca să-l bagi, ca să pompeze. Scoate-l, șterge-l un pic cu șervețelul acela. Oricum, pompa are un interval de vreo 20 de secunde în care să funcționeze. Bun, deci avem un fel următor. Ce umiditate ți apare acum pe ecranul LCD? 134. 134 în momentul acesta. Bun. Dacă modifici puțin la... pe potențiometru de pe senzorul de umiditate. Da. Ai încercat, bănuiesc. Ia să vedem. Am încercat. S-au modificat valorile? Da. Se modifică un pic. Scade și crește. Sau ajunge la un număr negativ. Da, nu trebuie să avem un număr negativ. Trebuie să avem... Bun. Așa, și nici acum bănuiesc că n-am auzit până acum pompa de nu apă. Nu merge. Merge loc. Bun. La tine se încălzește pompa de apă sau? Nu merge deloc. Da, a mers până acum? Nu. Niciodată? A mers la primii pași. La acest pas după ce nu mai a mers. După ce pas nu a mai funcționat? După ce am conectat ecranul. După ce ai conectat ecranul. La fel ca la mine. Da. E posibil să fie aceeași chestie. Deci să dai și tu, Adrian. Deci am avut... Așa, stați să îmi notez. Bun, imediat o să mă uit și... încerc să răspund și la acele întrebări rapid, deoarece o să am o oră la în câteva minute și de aceea. Deci am avut doi Miro, doi Inspiro. Bun. Și să nu uiți să pui pe la și 6 minute am început să vorbim, da? Să pui și minutul, da, de la acest Robo Ajutor. Bună seara, da. Când să deschid Mixly mi-apare acest... ok, nu. La robotul Technicus am făcut legăturile de la plăcuța Arduino la cea roșie, deci la plăcuța Shield. 10 cu primul loc din pinii de pe plăcuța roșie, 9 cu ultimul loc din pinii de... Ok... Nu știu dacă este bine, robotul merge drept, deși l-am pus codul pentru avansați. L-am testat și pe traseu, dar nu vede linia. Pe mine mă interesează de senzorii de pe roboțel din față. Raisa, dacă se aprind sau cum funcționează. Se poate face cutia de inspiră din piese tip Lego?
Da, poți face și din genul acesta de piese. Da. Poți face, Bogdan. Ideea e că dacă nu aveți posibilitatea de a face cu ajutorul unei imprimante 3D, puteți să o și confecționați din anumite materiale. Aveți și în regulamentul de pe platformă, se numește regulament probă robotică creativă. Aveți acolo ce puteți să mai adăugați la roboțel și vă mai puteți inspira, de exemplu, ce componente mai puteți adăuga, poate vă vine vreo idee între timp. Vă încurajez să vă uitați peste acele regulamente de la toate probele, mai exact. Le găsiți pe nextle.tech. Deci pe site-ul nostru găsiți aceste regulamente. Andrei, oare îmi pun? Andrei, am o scurtă întrebare. Oare da, David. Ai terminat cu Raisa? Da, i-am spus că trebuie să verifice senzorii de linie din fața roboțelului. Ideea care este? Ai mai verificat? Ce ai mai făcut? Da, am mai verificat. Tot nu se aprinde LED-urile, dar am văzut că asta e problema. Și că am văzut că și la Adrian se aprindeau, dar tot nu mergea, dar la mine nu se aprind. Și oare dacă tot nu reușesc să se aprindă, mai trimit un tichet? Și ce să spun eu? Spui exact problema care ți se întâmplă, da? Ce s-a întâmplat? Că ai zis că ți-a mers pompa înainte, da? Spui, mi-a funcționat pompa de la roboțelul Inspiro când l-am testat. După aceea a urmat să fac chestia asta. Am asamblat roboțelul, am ajuns la pasul în care a trebuit să conectez ecranul. După conectarea ecranului nu mi-a mai funcționat pompa de apă și am observat că se încinge... Sau la tine se încălzea pompa? Nu, nu se încălzea. La Alexandru, cred. Îi spui chestiile acestea, da? Exact cu lux de detalii și dai și minutul în care mi-ai prezentat și așa mai departe, spui. Și oare dacă am vorbit între 6 și 10, să zic la minutul 10 sau? Da, exact, da, pentru că eu am pornit la fix și înregistrare, de gen se va contoriza așa. Oricum se va uita după nume, că în general când am vorbit cu voi am încercat să dau pin când mi-au adus aminte și încercat să dau pin când am vorbit cu voi și să se vadă exact. Ok? Da, și oare la mine va trebui să se aprindă LED-urile când senzorul e în apă? Da, în general așa se întâmpla. Dar ideea e și de acel potențiometru. Ok, de aceea te-am și pus să-l modifici, să și modifici la el. Dacă nu te super, poți să-mi trimiți și mie unde să trimit tichetul, că nu găsesc. Pe platforma, am scris mai sus un pic, acum vreo 2-3 mesaje, nextle.tech, la secțiunea de contact. Imediat. Nu mi-apare de el. Stai. Am intrat mai târziu. Uite, am trimis link direct. Mulțumesc. Și dai la secțiunea de contact cu plăcere. Contact și acolo ai... se numește formular de contact. Dacă ați întâmpinat dificultăți, vă rugăm completați formularul de contact și acolo poți adresa întrebarea ta, da? Și v-am zis să fiți expliciți în ele, să nu ziceți am venit de la roboajutor și atât, da? Bun. Ce mai avem? În prezentare spunem și câți ani avem. De atunci când ne-am înscris avem 16 ani, acum Da, poți continua. În momentul înscrierii, dacă aveai 16 ani, este ok. Da. Bun. Păi, atunci ne revedem la roboajutorul de săptămâna viitoare.
Să sperăm că o să se rezolve problemele discutate acum. Vă urez o seară minunată în continuare și să ne auzim cu bine. Am și eu o problemă. Da, Genina. Eu am robotul Technicus și l-am construit și am adăugat codul pentru avansați. Da. Și s-a aprins toate luminițele, doar că nu-i pornesc roțile și am schimbat plăcuța roșie și încă nu-i pornesc. Ai schimbat plăcuța? De unde? Cum ai schimbat plăcuța roșie? Mi-a venit alta, gen... mi s-a spus să... am primit altă plăcuță. A, de la noi ai trimis tichet? Da. Sau cum? Am fost fizic la dumneavoastră cu profesoara mea. A, ok, bun. La cablaje mă interesează pe mine dacă... Dacă au fost făcute, dacă sunt făcute corect și ok. În momentul în care sunt conectate motorașele. Vreau să verifici exact ca în schemă. Ai și videoclip, ai și schemă, să le consulți pe ambele și să vezi, să nu fie problema de la cablare. Bun, la tine la Technicus a trebuit să lipești cablurile de la motorașe sau... Nu, erau lipite deja. Erau deja lipite. Ok, bun. Asta vreau. Vreau să te uiți la cablaj acolo, pentru că știi că la Technicus se prind acolo cu șuruburi firele, să fie toate cum trebuie prinse, da? Da. Să le verifici, să facă contact ok. Dacă problema insistă, O să ne uităm. Bănuiesc că asta a fost și motivul pentru care ai schimbat plăcuța. Că posibil ai zis că de la ea este. Da. Ok, bun. În cazul în care ai verificat cablajele și sunt corecte, poți încerca să scoți cablurile de la senzorul de linie. Să vezi dacă pornezi motoarele după aceea. Bine. Și dacă nu, le bagi la loc cum erau, da? Dacă nu se întâmplă nimic. Da. Și mă anunți săptămâna viitoare. Ok. Bine. Bine, la atunci. Revedere. Seară bună tuturor. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.